Două meciuri din etapa a 7-a Ligii I de futsal a României vor avea loc sâmbătă 5 noiembrie. ACS Vestădeva va juca acasă la Sala Sporturilor împotriva Luceafărului din Buzău, iar FC Autobergamo merge la Galați, unde va întâlni în derbiul campionatului pe prima clasată, CS United Galați. Derbiul campionatului găsește pe banca devenilor pe cei doi frați Florin și Cristi Matei și echipa deveană la un singur punct de adversarii de pe primul loc, United Galați. Deși echipa deveană vine după o serie de meciuri tot mai consistente în creștere de formă, președintele clubului este precaut și nu pune presiune pe vicecampioni, declarând că nu așteaptă o victorie, doar ca echipa pe care o conduce să facă un meci frumos. După cum v-am spus, noi nu avem ambiții anul acesta sub nicio formă, deci nu avem un loc să ne batem la campionat, cel puțin până în iarnă, nu știm exact situația noastră financiară, ce se întâmplă, vom vedea. Ce să zic, e un meci în care băieții mergem să jucăm, nu avem absolut nicio presiune, nu avem niciun obiectiv, să facem un meci frumos, e singur obiectiv la meciul cu Galați, nu acolo. După aceea vom avea meci cu Dorei și cu Timișoara, acolo va trebui să fim pe fază, mult mai pe fază. Derbiul campionatului va începe luni de la ora 17 și va fi transmis în direct pe postul de televiziune Digi Sport 2.